Mai mulți polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale au efectuat 9 percheziții pe raza municipiului Constanța pentru destructurarea unei rețele suspectate de tâlhărie. Din câte se pare, indivizii își alegeau victimele din rândul prostituatelor. Ei sunau la anunțurile din ziar și își dădeau întâlnire cu acestea. Odată pătrunși în case, le amenințau și le deposedau de bani și obiecte de valoare. Unele dintre prostituate au depus plângere la poliție. Oamenii legii au început filajul și după adunarea probelor au decis să intervină. Această anchetă am avut sprijinul și cooperarea Serviciului Operațiuni Speciale și a Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Constanța. De asemenea, polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorilor de pe lângă parchetul, de pe lângă judecătoria Constanța, au documentat întreaga infracțională a persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată. Unii dintre indivizi au refuzat să deschidă ușa locuințelor și a fost nevoie ca polițiștii să forțeze pătrunderea în interior. 12 persoane au fost duse la sediul Inspectoratului Județean de Poliție alături de alte tinere găsite în locuințele acestora. Suspecții vor fi prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.